Lăudat să fie Iisus, iată-ne din nou în direct de la Sanctuarul Marian de la Cacica. Vă salutăm cu multă bucurie, echipa Ercis Media. Suntem aici împreună cu invitații surpriză despre care vă spuneam și mai devreme. Cu multă bucurie vă salut Alexandra Cojan de la microfonul Ercis Media, împreună pentru început cu Părintele Felix Roca, responsabil al Oficiului pentru Pastorația Tineretului, dacă mai e nevoie și de această prezentare. Lăudat e bine să fie Iisus. În vecii vecilor, bine, ne revedem! Ne revedem la Cacica, ne revedem într-un an delicat însă, într-un an mai aparte. Cum se simte Cacica în vreme de pandemie? Ușurel, ușurel, m-ați luat deja, m-ai luat cu întrebări, trebuie să răspund. Eu aș dori înainte de asta să, ce spun, să pun sub binecuvântarea lui Dumnezeu această nouă echipă, această nouă organizare, pentru că aveți o muncă enormă pe care v-o asumați și v-ați pornit la drum într-o formură nouă și eu mă rog ca Domnul să binecuvânteze această inițiativă, care nu este decât o inițiativă de evangelizare, de a dori să ajungă cuvântul lui Dumnezeu, evenimentele biserice, la cât mai multe persoane, așa că dăm voie să vă urez ca Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea multă forță și să fie un drum lung, lung pe care să-l parcurgeți pentru ca dragii noștri creștini să simtă cuvântul lui Dumnezeu, să-l primească și prin intermediul noilor mijloace de comunicare. Nu mai știu care era întrebarea, dar întrebarea era... E cumva simplă, trebuie doar să ne uităm în jur. Suntem în aceste timpuri de încercare, cam peste tot auzim despre toată această criză. N-are rost să ne lungim. E adevărat că este o provocare pentru toată lumea. Totuși, uitându-mă, sunt multe persoane, putem să spunem că sunt pelerini, pentru că vin la un sanctuar care și-au asumat, cred că în credință și cu mult curaj și prezența. Îi văd și foarte responsabili, pentru că marea majoritate respectă condițiile noi care se cer, cele de distanțare fizică, nu atât socială, distanțare fizică, respectă normele care sunt impuse și aici la sanctuar și trăiesc cu inimă liniștită, cu inimă curată toate aceste momente de sărbătoare. Așa că punem totul sub protecția Sfintei Fecioare Maria, care fără îndoară va face să rodească orice inițiativă a pelerinilor. Le spunem și celor care ne urmăresc pentru a ne reaminti că până anul acesta, în prima parte a zilei de 14 august, de obicei v-ați ocupat de pelerinajul tinerilor. De obicei vă aflați undeva la o distanță așa considerabilă de unde veneați împreună cu tinerii spre sanctuar, în acel pelerinaj al tinerilor. Faptul că nu a avut loc acest pelerinaj anul acesta v-a permis însă să experimentați, bănuiesc, un alt mod de a trăi această zi dinaintea sărbătorii, ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, mai ales că v-am văzut la scaunul de spovadă. Cum ați trăit această primă parte? Într-adevăr, asta a fost o lipsă în cursul dimineții de 14 august. Era o tradiție ca noi de dimineață să mergem așa pe deală la câțiva kilometri, nu foarte mulți, puțin mai încoace de vârful dealului spre Cacica, să mergem acolo cu mare parte dintre voluntari, cei care ne aveau implicare aici la sanctuar, să așteptăm pe tinerii din parohii care veneau ca pelerini și apoi să venim în procesiune de cele mai multe ori și cu unul dintre preasfințiți, fie era preasfințitul Petru Gherghel, fie preasfințitul Aurel Percă, și să venim în procesiune și să ajungem aici la sanctuar dimineață. E clar, ne-a lipsit lucrul acesta pentru că acest pelerinaj al tinerilor n-a mai avut loc. Timp în care eu, cum nu s-a întâmplat în ultimii ani niciodată, acele ore le-am dedicat Sfintelor Spovezi. E clar că este o experiență, o întâlnire cu pelerinii care au această mare încredere în milostivirea, în bunătatea lui Dumnezeu și venind la pelerinaj, venind la hramul Adormirii Maicii Domnului, venind la sanctuar, se încredințează acestei milostiviri. Vin la spovadă, cer iertare lui Dumnezeu pentru fragilități, pentru greșeli, pentru păcate, cu acea convingere că Domnul face noi toate lucrurile, transformă propria viață și că milostivirea și iertarea sa dau o nouă etapă. E impresionant să-i vezi pe pelerin, iarăși într-o situație destul de delicată, pentru că vin, nu sunt genoflexoare unde se obișnuiau să se îngenuncheze, sunt puțin făstăciți, unul se așează pe scaun, își dau seama că își reamintesc că trăim alte timpuri, dar se pun în fața lui Dumnezeu, în fața milostivirii lui Dumnezeu, și asta cred că întărește credința și a noastră, a preoților, a confesorilor și a celor care fiind în jur se uită, privesc și poate fără îndoială se moaie inima, și cei care încă mai au rețineri să se apropie de sacrament
sacramentul sprovezii, poate își spun, merită, e cazul ca eu să cer iertare lui Dumnezeu. Așadar, când vorbim despre sărbătoare și despre harurile primite în cadrul unei sărbători, vorbim automat și de spovadă și de reconciliere. Ar trebui să meargă mână-mână? Ar trebui să meargă mână în mână, pentru că până la urmă nu este adevărată sărbătoare dacă nu este sărbătoarea întâlnirii cu un Dumnezeu care îmi reamintește, ești fiul meu, ești fiica mea, indiferent ce s-a întâmplat, îți ofer iertarea mea și mai mare bucurie nu poate să vei. Deci mai mare sărbătoare nu poate să fie și ar fi tare păcat să avem rețineri, să continuăm. Am poate chiar venind la sanctuar, venind la sărbătoare, să spune, lasă că mă spovedesc săptămâna următoare, luna următoare. E păcat, e păcat pentru că Domnul este permanent milostiv, sunt preoți care sunt la dispoziție, poate și cu mai mult timp decât în parohie. În parohie se face rândul, părintele paro, părintele vicar are multe persoane la spovadă, poate mai grăbește. Aici este timp suficient încât să stăm, să-L întâlnim pe Dumnezeu, să primim harul Său, să primim iertarea Sa. Și atunci, dacă e sărbătoare, e sărbătoare doar dacă particip la toate Sfintele Liturghii și mă împărtășesc la toate Sfintele Liturghii. Da, deosebit de important și nu sunt doar vorbe, sunt fapte și mărturii pe care le întâlnim aici la Cacica și cred că asta este mult mai important decât ce povestim noi aici, dăm doar mărturie de ceea ce trăim. Probabil cei care ne urmăresc deja au văzut în cadrul video că nu suntem singuri, sunteți un responsabil al Oficiului pentru Pastorația Tinerilor și avem aici și o familie tânără cu cei patru, se văd toți, copilași. Doi mai în față, doi mai în spate, asigură și spatele. Aș dori să îi prezint, este vorba de familia Cata, Claudia și Radu, cărora le mulțumim că au acceptat împreună, toți șase, să fie alături de noi. Să vă rog pe voi să-i prezentați pe cei mai mici. Deci eu sunt Radu și o să se prezinte singur. Eu sunt Paul Cristian Cata. 8 ani. Eu sunt Anna Maria Cata și am 5 ani. Tu ai două microfoane. Unu. Prezinte. Cine ești? Câți ani ai? Eu sunt Octavian și am 6 ani. Bravo. Te vândeam de ani. Aproape 3, da. Și mămica. Și mămica. Claudia. Ne bucurăm că suntem aici. Și ne bucurăm. De invitație. Noi mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Le spunem ascultătorilor și privitorilor noștri de acasă că sunt tineri implicați pe care, dacă îi să-mi aduc aminte, îi vedeam și la voluntariat, că tot l-avem pe Părintele Felix lângă noi. Ce v-a făcut să continuați să veniți la Cacica? Sau hai să luăm cu începutul. De când veniți la Cacica? Eu personal vin la Cacica din anii 90, 96, 97, 98, încă de pe vremea când responsabil pentru pastorația tineretului era dragul nostru părinte Cadar. Cărea îi mulțumim pentru toate inițiativele sale și sigur mijlocește acum. Înainte de anii 2000. Iar eu vin, nu mi-aduc aminte, de când eram mică, vin cu mama și... dormeam în cort, înainte nu erau corturi sau în fine, nu aveam noi cort și dormeam acoperiți cu o pătură și cu când ne prindea ploaia cu un nailon. Vin de foarte mult timp. Iar motivul pentru care venim este acela de a da mărturie și de a ne întâlni cu alții asemenea nouă, pentru că vorba spune cine se aseamănă, se adună pentru a vedea că nu suntem singuri, pentru a vedea și alții că nu sunt singuri, pentru a vedea că credința în ajutorul pe care îl primim de la Fecioara Maria se bazează pe lucruri concrete, pe oameni care vin an de an, care simt lucrul ăsta. Faptul că veniți la Cacica, ca să vorbim și de lucruri concrete, că m-ai amintit de asta, înseamnă că sunteți feriți de probleme? Voi nu vă certați? N-aveți probleme? Sau e ceva mai mult? E o alegere pe care o faceți și care cumva vă dă și forța, puterea, tăria, în credință, bineînțeles, pentru a trăi viața de familie? Cum să spun eu, după aia o las și pe Claudia, faptul că vii la Cacica nu te ferește de probleme, faptul că ești convins că Dumnezeu există, te-a creat și nu cade niciun fir de păr din capul tău fără ca El să știe, nu te ferește de probleme. În schimb,
fiind conștient de existența lui și de ajutorul lui, treci mai ușor peste probleme și vezi un sens, mai devreme sau mai târziu. Îți dai seama că o problemă aparent mare acum poate te-a salvat de una pe care atunci ne-ai conștientizat-o. Vezi planul lui, practic. Noi asta vedem când venim la Cacica și când ne rugăm. Vedem un ajutor care e cumva transcede toată existența noastră, toată viața noastră de familie. Claudia, la tine cum e? Sau cum trăiești? Cum simți? Eu mă bucur că este o perioadă din an în care o slujesc pe Fecioara Maria și mă bucur de întâlnirea cu ea și păstrând tradiția, mă bucur să revăd prieteni dragi cu care poate altă dată într-adevăr am făcut voluntariat și să fie ca o familie, să ne revedem ca într-o familie. Ai amintit, Claudia, de faptul că de mică, împreună cu familia, participai la pelerinajul de la Cacica, uneori dormind în cort, uneori dormind așa cum era obiceiul la Cacica, sub cerul liber sau pe pături aici în spatele sanctuarului. Faptul că ai crescut în modul acesta, că ați crescut în modul acesta, v-a dat, să spunem așa, și motivația de a veni la rândul vostru cu cei mici? Pentru că nu puțin se încumetă sau nu mult se încumetă să vină și cu cei mici. Găsesc tot felul de motive pentru care nu, până nu cresc, oricum nu avem timp de pelerinaje sau nu avem cum să ajungem în anumite locuri. Da, e adevărat că primii ani nu am prea venit cu copilași și cred că am venit într-un an, nu mai știu, cu doi dintre ei și am dormit în cort. Avem un cort destul de mare, dar pentru că sunt zile pline, iar ei nu au răbdarea necesară, după cum vedeți, să stea la tot programul, atunci am ales să venim fie pentru o liturghie, fie au fost ani în care efectiv nu am reușit să ajungem deloc. Anul acesta ne-am propus să venim în această seară și să o luăm treptat, astfel încât în câțiva ani să reușim să venim din nou pentru 2-3 zile, cât ține pelerinajul aici la Cacica. Cum sunteți priviți, în schimb, de alte familii? Pentru că chiar și faptul că veniți atât, pentru mulți, poate părea ceva impresionant. În primul rând, nu mă interesează. Nu contează foarte mult cum ne privesc familiile. Pentru noi contează să dăm o mărturie că se poate și să nu le fie frică familiilor tinere și tuturor să fie deschise la darul vieții. Că nu este așa de greu să ai 4, 5, 6 copii. Important este să iubești și să crezi că cine ți-a dăruit, ți-a dat de fapt o binecuvântare și cu credința asta vezi că de fapt lucrurile se întâmplă, nu ușor, dar se întâmplă. Se întâmplă, găsești soluții, rezolvări la probleme, nu e imposibil. Cine crede că e ușor, le spun că nu e ușor, dar nu e imposibil în același timp. Și oamenii, majoritatea familiilor și a oamenilor se uită la noi cu admirație, vă spun. Eu asta simt. Cu alte cuvinte, exemplul din partea părinților este ziditor pentru copii. Da. Asta doriți și cu cei mici, bănuiesc, venind încă de mici și obișnuindu-i în acest sens. Da, asta vrem, pentru că așa cum eu mi-aduc aminte cu drag, sau Claudia și-a aduce aminte cu drag, că venea cu mămica ei, cu tăticul ei, cu toți frații și surorile aici, așa o să-și aducă aminte și ei cu drag și o să asocieze Cacica cu un loc de liniște, cu o familie, cu lucruri frumoase care se întâmplă, ceea ce este adevărat. Cât de importantă este a o cinsti pe Sfânta Fecioară Maria în familie sau ca familie? Ați văzut ce frumos pasează răspunsul din priviri, să înțeleg acum răspunsul. Noi simțim din plin ajutorul Fecioarei Maria. E adevărat că în ultima perioadă eu personal, nu zic că am neglijat-o, dar poate înainte îi acordam o atenție mult, mult mai deosebită, poate mai mult decât lui Iisus. Acum am schimbat prioritatea, ceea ce e normal și frumos. Și atunci ea rămâne totuși mama care mijlocește pentru noi și în care noi ne punem încrederea. Și cu siguranță, și desigur, o cinstim și prin alte devoțiuni și prin pelerinajele pe care le facem.
Pentru cei care au rămas acasă, cu ce gând sau ce idei doriți să le transmiteți? Cum să trăiască aceste zile, chiar și așa, de acasă, să se predispună, să spunem așa, totuși pentru a beneficia de harurile împărțite aici la Cacica? Sfânta Fecioară Maria aude rugăciunile de oriunde ar fi ele. Din intimitatea camerei sau din mulțimea credincioșilor adunați aici. Important este să crezi că te poate ajuta să iei o decizie de a-ți schimba și de a te orienta către ceea ce Maria ne învață și să urmezi exemplul ei de umilință, de simplitate, de rugăciune. Le transmit să nu fie supărați, ca să spun așa, că n-au reușit să ajungă, ci să fie sigur că noi aici o să ne rugăm și pentru ei, ei de acolo se roage pentru noi și astfel o să fim în comuniune, toți privind la Maria, ca să spun așa. Vă mulțumim pentru această mărturie, nu doar pentru cea în care ați folosit cuvintele, cred că mărturia cea mai frumoasă e prin prezența voastră și prin chipurile celor mici. Vă felicităm încă o dată pentru curajul vostru, pentru mărturia voastră și, de ce nu, sperăm să ajungeți în fiecare an la Cacica. Noi vă mulțumim pentru invitație și sperăm ca și alte familii să urmeze exemplul nostru și să vină în fiecare an. Oricât de greu s-ar părea la început, nu e imposibil. Și încă o dată mulțumim pentru invitație. Mulțumim! Iată, i-am avut alături de noi pe cei 6 membri ai familiei Cata. Le mulțumim încă o dată și celor mici, pentru că au fost totuși cuminței. Au fost caută cuminți. Microfonul, deci peste ceva vreme, da, îi veți avea interlocutor serios. Vom avea colegi, asta este bine, generația viitoare se pregătește, vă mulțumim. Părinte Felix, ce înseamnă aceste mărturii pentru dumneavoastră ca responsabil oficiului, pentru preoți, iată, să aibă familii pe care nu doar că se pot baza, dar cu care pot lucra, pentru că până la urmă este nevoie de vocația la sacramentul preoției, bineînțeles, viața consacrată, dar nu trebuie să omitem și vocația la familie, la familii sfinte. Da. Dăm voie să fiu așa într-un răspuns mai puțin formal. E o dovadă foarte clară că e o prejudecată aceea, cei care mai merg la biserică, mai merg pe la pelerinaj, pe la mănăstiri, pe la sanctuare, sunt cei de anumită vârstă, cu tot respectul pentru ei, dar avem această prejudecată. Vedem cum familii tinere cu copilașe care nu le dau pace, tot timpul trebuie să fie în formă, să alerge după ei, să îi soțească, să aibă grijă de ei. Găsesc modalitatea în care să fie prezent la astfel de momente spirituale. E o dovadă foarte clară că Domnul cheamă pe toată lumea. E de ajuns să vorbim și despre faptul că, iată, și în aceste condiții avem peste 60 de voluntari, toți tineri, care au venit la sanctuar, au venit la Sfânta Fecioară Maria. Deci, acea prejudecată că, nu știu, după un număr de ani mă mai gândesc la Domnul sau merg la rugăciune, la mănăstiri, e o prejudecată ce trebuie să fie demontată. Sunt multe familii tineri, de ajuns să vă spun, ei n-au apucat să vă spună, toți sunt din zona Moldovei, dar locuiesc la București, au venit de la București pentru a ajunge la Cacica. E o dovadă foarte clară că e acea credință care mișcă, acea credință care zidește, construiește familiile, unește familiile și că privind la Sfânta Fecioară Maria, care ne poartă la Iisus Hristos, e clar că devine și o alinare pentru familie, pentru că ei au spus, e încercare, e dificultate, e viața reală, dar trăim toate acestea cu Domnul. Și atunci, la în fața Sfintei Fecioară Maria, toți își au loc. Noi suntem toți copiii ei, indiferent de vârstă, familii tinere, mai puțin tinere, preoți, persoane consacrate, toți suntem chemați să o cinstim pe Sfânta Fecioară Maria pentru ca ea după aceea să ne poarte la Iisus. Ați folosit un cuvânt și ați amintit de, să spunem, o categorie foarte importantă atunci când vine vorba de organizarea unui eveniment, organizarea unei sărbători și anume de voluntari. Poate mulți s-ar gândi, bine, nu s-a organizat pelerinajul anul acesta, sunt mai puțini pelerini, de ce mai era nevoie de voluntari? Când a vorbit primar cu Părintele Paroc despre organizarea de aici de la Cacica, cum a zis, Părinte, anul acesta am nevoie de mai mulți voluntari. Stai puțin, cum vine? Păi uite așa, și-o explica, era normal. E de ajuns să ne gândim că
avem voluntar, necesitatea unor voluntari care să asigure asistența în biserică, unde e un circuit unic, se intră pe o parte, se parte aici, toate măsurile de siguranță și de distanțare fizică și un număr semnificativ de voluntari care asigură acest perimetru, să spunem, din interior bisericii, care e mai vulnerabil pentru că este un spațiu închis și acolo e nevoie de mulți voluntari de care n-aveam nevoie în anii trecuți pentru biserică. Și așa pentru multe aspecte, pentru a pregăti tot ceea ce se vede aici seară până târziu, sau cărat bând, sau marcat zonele în care să fie orientative pentru pelerini. Deci e clar că putem spune că anul acesta a fost nevoie și este nevoie de mai mult efort al voluntarilor și eu n-am avut niciun dubiu atunci când am lansat apelul pentru înscriere pentru voluntari, că vor veni tinerii, sunt responsabili, deci nu sunt tineri care au zis, nu ne pasă ce se întâmplă, nu, au întrebat, părinte, ce siguranță avem, care sunt situațiile, suntem în pericol, nu suntem în pericol, am clarificat toate aspectele și mult responsabili și mult conștienți și-au asumat acest aspect al voluntariatului, care de fapt este slujire a pelerinilor, pentru ca pelerinii să se simtă bine aici la sanctuar, la aceste celebrări. Fac o mărturisire personală, încă de când veneam ca voluntari, iar liturghiile se celebrau în față la Casa Polonă, deci vorbim de ani dinainte de 2010 probabil, nu mai știu exact. Liturghia pentru care ne și pregătim și de la care ne despart doar câteva minute, liturghia de la ora 18 pentru tinerii, seminariști și persoanele consacrate, era cumva și liturghia cea mai trăită de către voluntari, pentru că dacă în dimineața la celebrarea penitențială și la liturghia de deschidere mulți erau încă pentru pelerinaj sau implicați în acel pelerinaj, cumva seara îi reunea pe toți și majoritatea fiind tineri, bineînțeles, era liturghia în care se simțeau și părtași, era animată de tineri și așa mai departe. Cum se trăiește această liturghie din data de 14 de la ora 6? Pentru că tot timpul a fost cea pentru tineri, seminariști și persoanele consacrate. E cu aceeași, să spunem, trăire, e cu aceeași atmosferă. E evident lucrul acesta și putem să-l spunem, că nu putem să ascundem realitatea. În ultimii ani vedem cum scade un picuț numărul prezenței tinerilor la sanctuar. Voluntari vin, dar să spunem ca pelerini. E un dinamic, noi intrăm în discuții, dar într-adevăr, liturghia de seară, pe 14 seară, rămâne tradițională o liturghie a tinerilor, a seminariștilor și a persoanelor consacrate, tocmai pentru a scoate în evidență această chemare a lui Dumnezeu, aspectul vocației. Fiecare persoană are o vocație și fiecare suntem chemați să-i spunem da lui Dumnezeu. Exact sub lumina sau la lumina răspunsului Sfintei Fecioare Maria, care a spus da planului lui Dumnezeu. Voluntarii cam aleargă toată ziua, la toate momentele, chiar și în timpul celebrărilor sunt implicați în multe lucruri de ținut cont. Rămâne Sfânta Liturghie de pe 14 august, seara, ora 18, care într-un fel îi unește aproape pe toți și e clar că trăiesc într-o manieră diferită. Apoi sunt și celebrări care pe rând fiecare participăm, dar nu e ușor să, uneori ca voluntar, să-ți dorești să fii la un moment și să știi că nu poți pentru că trebuie să fii în altă parte. E acea jertfă, acest sacrificiu care se cere și mare majoritate trăiesc acest sacrificiu cu mult drag și cu conștiința că e o ofrandă, e oferirea a ceea ce îi fac pentru Sfânta Fecioară Maria, pentru slujirea pelerinilor. Și revenim cumva la contextul în care ne aflăm și pentru a concluziona acest dialog al nostru, cu ce gând îi însoțiți pe cei de acasă? Pe de o parte pe cei care ne urmăresc, pe de altă parte cu siguranță și dumneavoastră ați făcut această experiență de a vă întâlni cu persoane care au rămas acasă și știind că dumneavoastră veniți la Cacica, v-au rugat să-i purtați în rugăciunile dumneavoastră, pentru că de obicei așa se întâmplă, să te rogi și pentru mine că mergi la Maica Sfântă. Trebuie să spun că s-a schimbat puțin aspectul. Mare majoritate nu mi-au zis roagă-te pentru mine, ci mare majoritate m-au întrebat unde se transmite. Deci din cei care rămân acasă, mai întâi m-au întrebat unde se transmite, ca să vadă unde poate să urmărească toate aceste transmit. După ce am zis, ok, asta am stabilit, știm unde, RCS Media, și după ce au înțeles lucrul acesta, după ce au spus, purtați-ne în rugăciune. Deci e important și lucrul acesta, că oamenii vor să participe în toate modalitățile. Da, e de înțeles, cred că ar fi bine să spunem lucrul acesta, să nu se simtă persoane vinovate că au ales din cauza situației să rămână acasă. E un semn de responsabilitate, fără de ală Domnul înțelege, important e
să găsească toate aceste canale, transmisiile noastre, dincolo de, de glumă, să se unească în rugăciune și fără de acest lucru aduce rod. În schimb, mă gândesc la un alt lucru și asta mai degrabă referitor la tineri. Cred că este providențial după ce Sfântul Părinte... E cald și umiditate, scuzați. După ce Sfântul Părinte a ales 3 ani de zile la rând pentru Zilele Mondiale a Tineretului, teme legate de imaginea Sfintei Fecioare Maria, înainte să înceapă toată această situație de criză mondială, a încredințat acest mesaj pentru Ziua Mondială a Tineretului de anul acesta: tinere, îți zic, ridică-te. Suntem la Evanghelia Luca, la capitolul 7, versetul 14. Este învierea tânărului văduvei care duce la îngroapă, lăsă-l să fie îngropat, și Hristos îl învie cu acest îndemn: tinere, îți zic, ridică-te. E clar că este providențial și cred că este mesajul pentru cei care au rămas acasă, pentru cei care sunt stăpâniți poate chiar de teamă. Ar fi bine să nu fie teamă, să fie totuși încredere în Dumnezeu, sunt îngrijorați de această situație. E acest mesaj care spune: tinere, zic, ridică-te. Cei care reușesc să vină la cacica, cei care reușesc să meargă la liturghie, să se spovedească, să se împărtășească în parohiile lor, dar e același îndemn: tinere, îți zic, ridică-te. Sunt tinerii cei care au cea mai mare forță, au cel mai mare entuziasm și care sunt chemați să nu lase ca darurile lui Dumnezeu să rămână așa, acoperite de situații, de timpuri, să fie peste timpuri, peste situații. Și l-aș lăsa acest îndemn al Sfântului Părinte, de fapt este îndemnul lui Hristos, e această chemare: tinere, îți zic, ridică-te. Dacă e puțină letargie, tinere, ridică-te. Dacă e puțină indiferență, tinere, ridică-te. Dacă este puțină teamă, tinere, îți zic, ridică-te. Este mesajul lui Hristos, cel care știe să facă, să arunce acea sămânță de bine care să încolțească în viața fiecarei persoane, dincolo de fragilități, dar să fie acea dorință în care spune: mă duc la Dumnezeu, mă ridic. Nu stau, mă ridic. Sfântul Părinte a folosit de mult și imaginea: nu confundați fericirea cu o canapea, ridicați-vă, încălțați-vă, porniți la drum. Și este mesajul pe care și fără îndoială și Sfânta Fecioară Maria îl lasă, spune fiecărui tânăr și fiecărui credincios: ridică-te, Domnul te însoțește și îți dăruiește viața sa. Și cu acest gând și îmi doresc să rămânem ca o concluzie iată frumoasă și cumva ca o conturare până la urmă la tot ceea ce se întâmplă la Cacica aici, în brațele Sfintei Fecioare Maria, putem spune, pentru cei care suntem fizic aici, dar și pentru cei care de acasă ne dorim să participăm la toate aceste celebrări. Vă mulțumim pentru timpul acordat și pentru aceste cuvinte, pentru însoțirea celor care ne urmăresc de acasă și știm că vă pregătiți pentru liturghie. Și eu vă mulțumesc, dar într-adevăr... Păstrăm aceste 15 minute exact, pentru că dacă întârzi preasfințitul, lumea l-așteaptă, dacă întârzi eu, încep liturghia și fără mine. Și eu vă mulțumesc și Domnul să vă ajute în tot ceea ce trăiți și oferiți în aceste zile și salutări tuturor celor care ne urmăresc și de acasă. Într-adevăr, dincolo de glumă, vă purtăm în rugăciune în inimile noastre și sunteți prezenți aici. Mulțumim, iată a fost alături de noi Părintele Felix Roca, responsabilul Oficiului pentru Pastorația Tineretului din Dieceza de Iași.